Astăzi o să fac o schimbare de look. Mamă, cât e, mamă, s-a terminat tema așa ca să ne fie mai ușor după să băgăm mașina lui el, nu? Ca să ne ținem zero, da, 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 asta e, asta e. Mamă, mamă, s-a terminat! Deschide! Hello, hello, guys, și bine v-am regăsit la cel mai nebun vlog pe care o să-l fac vreodată, pentru că astăzi o să-mi fac o schimbare de look. Cred că majoritatea m-a spus în ultimele luni cu părul ăsta crez, care a fost o schimbare radicală și n-am crezut niciodată că o să-mi trebuie să recunoaștem că tu ești super cunoscut pentru schimbările astea nebune. Ba, da. Portocaliu, ba, albastru, ba, da, crez. Trebuie să recunosc că, cred că ăsta, look-ul ăsta a fost gen... Cel mai lung, da. Dar dintre toate lucrurile pe care le-am avut, ăsta a ținut cel mai mult și nu m-am plictisit de el, pentru că chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Tuturor oamenilor le-a plăcut. Și mi-a stat cel mai bine. Da, trebuia să vină până la urmă momentul în care te plictisești de frizura asta să ți-o schimbi. Trebuia să vină momentul. Am crezut că o să vină chiar mai repede, dar mă bucur că a venit acum. Și astăzi, guys, după cum vedeți și din titlu, o să-mi fac o schimbare radicală de look. Dacă vreți să fiți corecți, rămâneți de la început până la final la tot vlogul să vă uitați, pentru că chiar sunt curios de reacția voastră și vreau să-mi scrieți la final, după ce vedeți look-ul, în comentarii, cum vi se pare. Dacă îmi stă bine, dacă îmi stă mai bine înainte, dacă îmi stă mai bine acum. Și eu sunt foarte curioasă, sincer să fiu. Da, și eu sunt foarte curios. Sunt alături de Hasan. Hasan astăzi o să ne ajute să ne schimbăm look-ul și vreau să-i mulțumesc foarte, foarte mult, pentru că e primul om pe care îl întâlnesc, căruia i-am dat mesaj, nu ne cunoaștem, nu nimic. E prima dată că ne vedem, i-am dat mesaj: Hasan, poți să mă ajut să facem o schimbare de look? Gata, frate, rezolvăm. Deci, omul avea seminar astăzi de la 12 la 8. Da. Deci omul era ocupat asta toată ziua și a zis: nu, frate, dacă vrei să faci schimbare de look, facem, rezolvăm și mulțumesc mult de tot. Când e vorba de oameni ca tine, dragi nou, mulțumim mult de tot. Problemă, mulțumim mult. Servim. Deci dacă aveți nevoie vreodată de vreo schimbare de look sau dacă vă place cum o să-mi schimb eu look-ul astăzi, apelați cu mare încredere la Hasan, că vă face fresh, o să fie bombă rău de tot. Băi, nu știu, Hasan, am emoții mare rău de tot, pentru că nu mi-am mai schimbat locul de vreo 5-4-5. Și eu am emoții pentru că vreau să se ascultă măcar o dată vocea aia frumoasă. Aoleu, facem aici un live? Facem o chestie? Facem, cum să... Sunt sigur că o să-ți placă. O să dau tot ce se poate. Avem jos și campioana României la vopsit, Diana Apostol. Madei, nu te vopsești oricine. Deci astăzi ne și tundem, ne și vopsim. O să facem nebunie. O mare schimbare. Fiți pe fază. Rămâneți până la final și nu trișați, nu dați direct la final ca să mă vedeți cum am tuns. Rămâneți până la final și uitați-vă la tot clipul, că o să fie mare nebunie. Iar după ce o să facem schimbarea de look, o să filmăm reacțiile tuturor prietenilor noștri, părinților, tuturor, să vedem dacă le place mai mult așa sau cum o să ne schimbăm. Mamă, pur și simplu am emoții că m-am obișnuit cu tine, așa cred. Dar prima o să fii tu, nu știu, cred că la un moment dat, când suntem apoi spre finalizare. O să închid ochii și o să filmez tu. O să te duci în mașină și o să vin în mașină să filmezi reacția. Bine, așa facem. Hai. Asta este before-ul before-ului, pentru că de acum Hasan o să-și bage mâna pe părul meu și s-a terminat acum, să vedeți. Mamă, cât e, mamă, s-a terminat. Tăiem așa ca să ne fie mai ușor după să băgăm mașina în el, nu? Ca să ne tundem zero. Da, 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 asta e treaba. Băi, să nu trișați, să dați la final, că știu eu cum faceți voi de dați la final hap ca să vedeți transformarea. Nu, 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 stați până la final. Și vreau să lăsați în comentarii cum o să vi se pară. Cum era mai frumos înainte sau după? Chiar sunt foarte, foarte curios. Mamă, să mă arăți Axara cu pică părul. Ce ciudat este să îmi văd fruntea după 5 luni de zile, ești nebun la cap. Mamă, mi-a fost dor de fruntea mea. Aș pupa-o dacă aș putea, sincer. Serios? Mamă, dar uitați-vă la părul ăsta, se mor eu, mamă. Nu știu dacă știți, dacă când ai părul crezi, nici măcar nu mai trebuie să-l, adică, speli. De spălat în speli, nu mai trebuie să-l aranjezi, nu mai trebuie să-l dai cu fixativ, cu dase, să îl îndrepți, că e crezi, pur și simplu te trezești așa, bam, 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 stai acolo de două ori prin el și aia e, da, la părul ăsta, da, să vedeți. Mamă, mi-era dor de mirosul ăsta, de colorant, de colorant, cum se zice? Da, de colorant. Chiar mi-era dor. Băi, știți care e norocul meu? Că părul se deschide destul de repede, mama, dar sunt foarte, foarte curios. Mi-am mai văzut părul vopsit de ceva timp, cred că de vreun an de zile. Mamă, eu mă vopseam din două în două luni, gen. Aveam, acum eram verde, acum eram roșu, acum eram portocaliu, acum eram... Adică doar așteptam să crească acolo un pic și deja făceam schimbarea. Știi care e faza când te vopsești așa multe culori și nu vă recomand nici vouă să vă vopsiți așa multe culori? Că n-ai cum să te asortezi, frate, la haine. Nu poți să ții nici haine roșii dacă ești albastru în cap, că zice lumea că ții cu steaua. Nu știu dacă ați auzit-o pe iubita, iubita este sus, a zis că nu vine, pentru că nu vrea să strice surpriza, așa că să avem o parte de o reacție naturală din partea iubitei mele și asta e cea mai importantă reacție. Gata, boys, am terminat cu decolorarea, acum dăm o spălare pe el. Ia uitați-mă cum sunt, zici că-s Naruto. Huia!
Dacă vreți să vă vopsească Diana, apelați-o cât timp mai este în țară, pentru că în scurt timp o să plece și nu o să mai aveți. A, cum... poate să mă găsească la Londra. Puteți să o găsesc la Londra, dacă vreți să faceți un drum București-Londra și vă vopsește acolo. Mamă, mamă, s-a terminat! Welcome back, puiuțu! Mamă, ia uite-mă cum sunt, piu, piu. Băi, deci chiar așa ar trebui să rămân, serios. Cred că s-a uitat toată lumea la mine. Să băgăm vopsea în el, să vedem ce iese. Mamă, boys, gata, am ieșit de la vopsit. Uitați-vă ce culoare bombă. Deci este și un blond, e și un gri. E nebunie maximă, îmi place rău de tot culoarea. Deci e forță rău de tot. Bam, 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 imediat. Fa, din încheietură, totul e din încheietură, nu? Da. Caterinca rău de tot, mamă, deci îmi place rău, rău, rău de tot cum, cum a ieșit culoarea. O găsiți și pe Diana și pe Hasan în descriere, Instagramele lor. Sunt, sunt super tari. Ca și tine de altfel. Poftimă? Ca și tine de altfel. Așa un pic. Și abia aștept când o să vină momentul când o să-mi ridice Hasan așa părul și o să-mi facă țepii aia nebuni. Mamă, 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 abia aștept, abia aștept. Preț de, nu știu, de când sunt aici? De la 3? Da. Deci de vreo 3 ore eu sunt și vopsit. Și aproape tuns, ca să înțelegeți voi cum se mișcă lucrurile aici. Deci e, e nebunie maxim. Știu ce o să zică iubita și știu din start ce o să zică. Pune-mi pariu și o să vezi pe filmare. Ce? Când o să intru în mașină o să zică foarte frumoasă culoarea, prima dată. Și de o să zică prea scurt. Că așa, așa zice ea, da. Ei îi place să-l am foarte mare, dar ei plăcea când era încredere. Ea, iubire, nu te mai plictisi. Și mie îmi plăcea foarte mult cum era. Băi, cam asta e, bro. Sper că îți place. E nebunie maximă, ai nebunii la cap, băi, băi, băi. Deci așa ceva în capul meu n-a mai fost niciodată. Niciodată. Guys, Hasan e omul vostru când vine vorba de tuns. Și Diana este fata voastră când vine vorba de vopsit. Cea mai bombă echipă și le mulțumesc mult de tot. Ce credeți, guys? Ce părere credeți? Cu aplauze, cu dastea, cu nebunii. Ce, ce părere credeți că o să aibă iubita în primul rând, oamenii în al doilea rând și părinții mei? Părinții mei fiind și părinți iubitei, toți, gen. Eu cred că tuturor o să le placă, dar părerea, sincer, o aștept peste 2 săptămâni când negru o să crească. Da, 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 da. Atunci sunt curios. Acum s-ar putea să fie 50-50, dar atunci nu o să mai fie. Da? Da, pentru că vine foarte bine. Mi-e-mi place, mi-e-mi place, deci dacă mi-e-mi place e tot ce contează. Acum o să mergem în mașină la iubita și haide să vedem ce părere o să aibă. Ea chiar sunt foarte, foarte curios. Hai să mergem. Guys, iubita a venit din mașină chiar acum. Iubire, ești pregătită să mă vezi? Da. Stai, 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 hai. Puneți-mă la, la ochi și coboară, dar coboară fără să-ți rup picioarele. Uite-te gen doar în jos. Așa, uite-te gen doar în jos. Ai și ce trebuie rău de tot, adică mie îmi place. Stai, 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 iubire. Dă mânuța, așa. Așa, vino, vino, stai, stai, să am și lumină, Doamne ajută. Așa, hai. Ești pregătită, puiule? Mami, e frică. 3. Stai puțin, stai puțin, să ne filmeze Hasan. Fii atent, ești pregătită, puiule? E frică. Ești pregătită? Haide, 3, 2, 1 și... Nu e ceva că te mai tână! Deschide. Ia să auzi culoarea, spune-mi părerea despre culoarea. Îmi place culoarea? Foarte mult. Și de sus? Bune. Îmi place cum ești tuns, e ce cum e prea lung sau prea scurt? E perfect! Îmi place! Ce iubire frumos! Da, foarte mult îmi place. Așa un pic, zici că au așa față de... Da! Mamă, parcă ești tu ăla! Și vezi ce prof e, așa? Nu, deci ți-a fost dor de fruntea mea? Ți-a fost dor de fruntea mea? Mă, nu mi-am mai văzut fruntea eu de 4-5 luni de zile, serios, deci au făcut o treabă minunată. Genială, nu că minunată. Și așa că o notă ceva. Pe 100. 100? 100, da. 100 din 10. 10, da, exact. Ia, ceva, altceva. Ce părere crezi că o să aibă părinții lui? O să le placă. Da? Și oamenii, așa în general? O să le placă, nu cum. N-au, trebuie să-l invite așa cum e. Te cerem părerea pe FaceTime, da. Rămâneți cu noi să vedem și celelalte păreri, vă pupăm. Ia zi voi Cristi, ce părere ai de părul ăsta nebun? Nu se poate așa ceva. Ce? Am scăpat de Cristi. Era să fac accident, să mor. Când am văzut că pică părul ăla, crezi, mă, am venit să plâng. Cum îți pica părul? Nu cred. Nu pica părul, dacă n-am văzut să când mi-am văzut fruntea. Mamă, mamă, nebun. Ia zi voi Vlad, ce părere ai? Te pup, zici că ești picant din februarie, de când te-am cunoscut. Așa te-am cunoscut cu părul ăsta, bine, nu era cam așa. Da, băi, ce trebuie sincer acum, dă o notă. Cum cine e și ce ai făcut picant? Unde e picant? Da, mă, el e geamul ăla mai rău al lui picant.
Deci, geamul o notă așa, de la 1 la 10, sincer. Ești 10, ești 11, da? Ești 10 cu pupici și sclipici. Ce pup te dai? Șanse, păreri? Cu pupic mentolat. Șanse, păreri? Șanse? Păi ce, că... Nu știți alea? Șanse, păreri? Nu știți alea pe Facebook. Am plecat. Hello guys, am ajuns acasă, a trecut o zi. Aseară n-am mai putut să mai filmez absolut nimic după ce m-am întors de la Tuns, pentru că eram foarte, foarte obosit. Deci am reușit să prind doar reacția iubitei și a fraților Munteanu. Și acum urmează o părere foarte, foarte importantă pentru mine, pentru că urmează să le sun pe mamicile mele, adică pe mama mea și pe mama iubitei, și să le cer părerea. Ele sunt la serviciu amândouă, așa că sper să-mi răspundă, Doamne ajută, și sunt foarte, foarte curios, la fel cum sunteți și voi, de ce părere o să aibă. Băi, am mai fost vopsit blond, dar niciodată așa, deci așa n-am mai fost niciodată, și mai ales părul așa cum e aranjat, niciodată, îmi place foarte, foarte mult. Vreau să vă spun că tocmai ce am postat o poză pe Instagram, trebuie să mergeți neapărat să dați like acolo la poza de pe Instagram, pentru că m-am reapucat să postez multe, multe poze pentru voi, facem story-uri, suntem foarte activi pe Instagram, așa că dacă vreți să faceți parte din viața mea, dați follow acolo pe Instagram și fiți activi. Acum o voi suna pe mama iubitei. Hai să vedem ce reacție o să aibă. Sunt foarte, foarte curios. Ia. Am și un pic de emoții. Sunteți pregătită, mami, să vedeți noul look? Da. Haideți, am emoții, serios. 3, 2, 1 și... Ce părere aveți, mami, vă place? Nu, am lumine în spate, nu e, e doar blond. Stă bine, stă frumos. Cum se vede? Da, acum sincer, cum vă plăcea mai mult? Cred sau cum e acum? Cred. Îmi place și cum e acum, dar aștept să crească ca să se îmbine cu negru. Să rămână. Mulțumesc mult de tot. Iubitei îi place foarte, foarte mult, a zis că era dor de freza asta. Da? Da. Păi nu știți că noi la începuturile noastre au fost cu freza asta. Da. Mamă, începuturile noastre, de spui că... Păi parcă au trecut 10 ani de zile. Eu sunt creața și da. Da, și mie îmi plăcea că nu mai stăteam să-l aranjez, dar acum parcă mi-e și drag un pic să-l aranjez. Și ca o notă, ce notă îmi dați? De la 1 la 10, ce notă îmi dați? 10. Tot ce de bine! Bine, mami, mulțumesc mult de tot! Să rămâna, vă pup, să rămâna, mami! Să rămâna! Ok, guys, acum o voi suna pe mama mea. Hai să vedem, sunt curios. Am și la mami emoții. La mămici am cel mai multe emoții. Ce faci, mami? Bine, mami! Ești pregătită să vezi noul look? Ia să văd eu ce băiat e acolo! Hai! 3, 2, 1! Uuuu! Ce băiat frumos! Și dacă era murit, tot zicea că-s frumos! Nu, dar stă foarte bine! Da, acum, dintre părul ăsta și creț, ce alegi? Nu se poate, las că mie îmi place să fiu așa mai copil, așa îmi place mie să fiu mai copil, mai nebunache așa. Asta e mai copilăros, așa, e mai... Te zici că îți place așa, și dacă ar fi să dai o notă de la 1 la 10, ce notă ai da? Că am primit 10, dar toată lumea, ce să mai? Deci dacă vă place și creț și vă place și ăsta, trebuie să le combin cumva, mă fac blond creț. Da, mă, mami, deci îți place, mă bucur mult. Bine, hai, te pup, spor la treaba acolo, să rămână. Pa. Bun, guys, cam atât a fost cu acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonașul de like. Dacă vă place noul meu look, nu uitați să intrați pe Instagram, să dați un like la noua poză pe care tocmai ce am postat-o. Să lăsați un like la acest clip și multe comentarii, pentru că vă dau la toți multe inimioare. Eu am fost Antonio Pican și până data viitoare v-am pa!